Primarul din Ghiroda, Ionuț Stănușoi, împreună cu Ligia Deca, a semnat la Ministerul Educației contractul de finanțare pentru viitoarea școală verde, în valoare de peste 47 milioane de lei. Ghiroda face performanță și se numără constant printre primele comune care atrag fonduri nerambursabile. Ca dovadă, ne-am clasat pe locul 13 din 227 de UAT-uri din întreaga țară care au depus o cerere de finanțare prin acest apel al PNRR, transmite primarul Ionuț Stănușoi. Noua școală va fi situată în zona de după poda Ghirodei și va deservi aproximativ 1000 de elevi din învățământul primar și secundar. Cele trei corpuri de clădire vor cuprinde 21 de clase, laboratoare, ateliere de creație, cluburi pentru elevi, spații pentru proiecte, sală multimedia, amfiteatru, club de teatru, bibliotecă cu sală de lectură, cantină, cabinet medical și stomatologic, sală de sport cu vestiare și teren de sport exterior. Practic, elevii vor avea acces la facilități moderne și variate, care le vor sprijini dezvoltarea educațională și personală într-un mediu stimulativ. Prin acest proiect construim un viitor mai bun pentru comunitatea noastră, punând la dispoziție resurse și facilități educaționale de top care să încurajeze excelența în învățare, a mai precizat Ionuț Stănușoi.